joacă Dublu sau Nimic. Așa cum Luca are probleme cu măzlinele, așa am și o problemă cu zlatina, pentru că de acolo este Andreea. Bună dimineața, Andreea! Bună, Andreea! Bună! Bună dimineața, bună dimineața! Să știi că azi pleci de la 300 de euro, poți dubla la 600, 1200 sau 2400 de euro. Mai, da, am norocul ăsta oare? Da. De ce nu? Mie îmi place oricum că slătinencele au mereu tonus. Da. Aoleu, eu m-am înscris azi noapte la ora 11, numai cu gândul la pajura de ieri, credeți-mă. Aha. Și acum dormeai? Nu dormeam, nu, sunt în parcare la grădiniță, tocmai mi-am lăsat copilul și urmează să merg la serviciu. Perfect, ia o pauză de 5 minute. O să și întârzi din cauza asta, dar nu e problemă, sper să întârzi cu... Folos. Cu folos, da. Te duci și tu cu un carton de prăjituri? Da, vreau să ne ia banii. Yeah. Da, vreau. Bine. Eu cred că se poate face ceva. Ceva frumos. Da. Bine. Păi, bănuiesc că știi regulile, nu ți le mai explicăm chiar pe toate. Da, da. 6 secunde să te încadrezi cu un răspuns corect de fiecare dată și te duci cu ceva mai mult de un carton de prăjituri la serviciu. Da, sper. Îmi pare rău doar că sunt singură acum și soțul meu mă ascultă, este la serviciu și am apucat să-i dau un mesaj să mă asculte. Uneori e mai bine. Dar doar mă ascultă și atât. Uneori e mai bine, să știi. Că te bazezi prea mult pe celălalt, nu mai... Știi? Da. Nu te mai concentrezi pe ce trebuie. Luca, exact. Începem? Și soțul e lângă tine cu tot sufletul, sigur. Îți va transmite... Da. Cum îl cheamă pe soțul tău? Nicușor. Nicușor, ține-i pumnii. Nicușoare. Da. Avea octombrie. Hai să începem. Mult succes, Andreea. Mulțumesc. 300 de euro. Vă mulți, Andreea, pentru întrebarea asta. Da. În sensul că întrebarea e foarte simplă. Da. Dana, așa e datina la noi. Să începem cu o întrebare teoretic simpluță. Andreea, spune-ne, care domnitor i-a învins pe turci în bătălia de la Podul Înalt în 1475? Aoleu. Zi un domnitor. Mihai Viteazu. M-ați omorât deja mai din istorie. Podul Înalt, bătălia de la Podul Înalt. Eu dacă ți-am zis că e simplu. 1450, trebuie să fie un dormitor mare. Nu cred. Pe Mihai Viteazul scos de acolo că... Da, știu, l-am spus fix la nimereală. Și el, dar nu... Mai nimerește odată, ia mai încearcă. Ia mai zi odată. Mai zi un domnitor. Simplu, mare. Care e cel mai domnitor mare al țărilor române? Nu știu. Zi acolo ceva. Ia zi o listă de domnitori. Ce ți-a adus tu aminte? Top 3 domnitori. Pentru tine. Alexandru Iancuza. Ok. Așa. Dar în 1475. Mai zi. Nu opera. Nu mai știu. Nu-mi vin acum. Hai mă, Slătineanco. Oh, ce rău îmi pare. Nu pot să cred. Nu putea să mă întrebați întrebarea de ieri cu pașa. Știi cu pajura? Știam și mi-a fost ciudă de doamna de ieri că nu a știut. Chiar mi-a fost ciudă. Da. Din păcate, pajura nu este a ta, nu este a noastră. Hai mă, Andreea, dar nu poți să... urmașilor noștri pajura. Să n-ai un top 3 domnitori. Nu mai vin acum. Nu mai vin că mi-e ciudă, mi-este foarte ciudă. Dar o să mă mai înscriu. Ștefan cel Mare, I'll be back. Se uită la noi și nu-i vine să creadă că nu e pe lista ta de domnitori. Da. N-a prins top 3. Mare și sfânt, da. Chiar m-am gândit că numai din istorie nu voiam să-mi puneți întrebările. Da. Din păcate, femeile, asta este. Trebuia să scrii la mențiuni când te-ai înscris. Rog, fără istorie. Da. Ștefan a iubit femeile. Mult. De foarte tinere chiar. Da. Să nu intrăm în astfel de detalii, erau alte vremuri. Vreți, pe viitor să facem asta? Ce anume? Când te înscrii la dublu, să ai voie să scrii la obiecțiuni asta. Vă rog, fără un domeniu. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.